Doamnelor și domnilor, bună seara și vă mulțumim că sunteți din nou alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Dar și Har. Este o ediție specială în care alături de mine și de Lidia Feciorul este o doamnă care se pricepe foarte bine să ne spună ce se ascunde în spatele moștilor sociale și ce se vede de fapt pe fața fiecăruia dintre noi, chiar de la prima vedere așa. Soada Agachi, bună seara și vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Moști sociale, cu ele aș începe. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc seara pentru invitație. Ce înseamnă moștile sociale sau, mă rog, ce spun ele despre noi? Cu ceea ce mă ocup eu în mod special este să analizez fiecare trăsătură facială și să trasez un tipar comportamental. Când vorbim de măști sociale, fiecare dintre noi avem o mască socială, poate chiar și în acest moment aici, pentru că este nevoie să trecem de orice greutate care s-a realizat peste zi, probabil, și să zâmbim celorlalți. Da? Până aici, cred eu că este permisiv, dar în momentul când vrem să aflăm dincolo de măști ce se ascunde în acel om, putem analiza din foarte multe puncte de vedere, iar cu ceea ce mă ocup eu este să analizez fiecare trăsătură luată separat, chiar și constituția fizică a omului, chiar și degetele, unghiile, tot ce ține de fizionomia omului și corpul uman, ca să vedem ce se află dincolo de aceste emoții, stări și până la urmă acea mască, care consider eu că uneori e chiar de calitate, dacă știi cum să o folosești și în ce context, da? Cum adică de calitate? De calitate. Uite, de exemplu, sunt oameni care se uită în oglindă și pleacă zâmbăreți din fața oglinzii și când ajung pe stradă își dau seama că nu e acel chip cu care au plecat de acasă și pur și simplu își trădează propriile stări. Și eu zic că de multe ori e bine să oferim un zâmbet fiecărui om, indiferent în ce situație ne aflăm, pentru că probabil așa se va perpetua în jurul nostru stări de același gen, chiar dacă la început e greu și joci un rol ca să intri acolo. Dar în momentul când vrem să aflăm despre un om detalii, particularități, constituția sa de bază a caracterului, trecem de acele măști și analizăm fie prin prisma emoțiilor care se ocupă unii oameni de acest aspect și m-am axat și eu mai mult timp pe acel domeniu legat de emoțiile de pe chip. Dar am intrat în profunzime și am zis că cu siguranță există o predispoziție sau, cum am mai menționat eu, apucături, care în urma unei educații și a societății știi să ți le ții sub frâu, dar nu dispar niciodată. În urma unui eveniment, omul la nervi se știe clar, beat și copilul mic spun adevărul. Și atunci aceste particularități se pot observa din fizionomie. Cum? Cum? De unde începem? Haideți să începem de undeva ca să avem o metodă. Da, există mai multe tehnici și mai multe hărți care se aplică pe chip în momentul când vrei să afli o întrebare, un răspuns la o întrebare. Este foarte importantă întrebarea. De exemplu, vreau să știu dacă omul acesta poate să fie un trădător, dacă are chip de lider, dacă are stofă de conducător, dacă acea femeie poate să rămână într-o căsnicie mult timp. Iar când spun o căsnicie, nu mă refer la actul în sine, ci la implicarea sa emoțională și mentală într-o relație de lungă durată. Nu se vede actul pe față și nici profesia unui om, ci se vede modul cum acel om, să zicem așa, acționează în acel domeniu. De exemplu, noi suntem aici, da? Sunt oameni la televizor, poate chiar medici sau chirurgi, dar modul cum ei realizează acea muncă poate să fie, să zicem așa, de artist acolo sau poate să fie un foarte bun meticulos chiar în televiziune unde e nevoie de o latură artistică. Iar acest aspect se vede pe fizionomie și atunci avem nevoie de o întrebare. Da? Vrem să știm, de exemplu, dacă tot așa am început ideea aceasta și oricum este la modă, ca să o numesc, domnule, care este fizionomia unui bărbat sau unei femei care are predispoziția să rămână mai mult timp într-o relație, care se implică. Uite, eu mă dau exemplu. Poți să citești pe mine, pe mine nu mă deranjează dacă aflu ceva secret în lumea de dincolo, pentru că eu sunt ohlizită de felul meu. N-am o mască. Deci asta e masca mea adevărată. Poate când sunt supărată și vreau să fiu foarte serioasă așa, dar nici atunci nu pot foarte mult. Uite, accept provocarea și facem în felul următor. Eu am să menționez trăsăturile acelea care duc către ideea de uniune și căsătorie și atunci mă întorc asupra chipului tău și pentru că eu am fost maritată de multe ori, tu să știi, eu sunt un exemplu foarte bun. Perfect, da, și confirm, eu nu vreau să dau foarte tare, dar am să fiu la început discretă și apoi o să trec direct, așa ca o străboică adevărată. Bun, hai să vă luăm cu începutul. Legat de această întrebare, când vrem să analizăm fizionomia, urmărim în felul următor. Inserția părului, felul cum este inserat părul aici, se observă dacă are, să zicem așa, tentativa acea femeie, că ne luăm acum de femei să avem un exemplu concret, să se implice în mai multe relații sau, din contră, să rămână stabil într-o singură relație.
ca să fac o scurtă paranteză, toate vor să rămână într-o singură relație, nimeni n-are nicio intenție să meargă din floare în floare, dar există acea predispoziție. Sunt persoane care au inserția părului în formă de V, de exemplu cum, are Marilyn, cum avea Marilyn Monroe, uh-huh, cum avea Elvis Presley, și foarte mulți artiști au inserția părului în formă de V, ca un V așa foarte adânc aici, de exemplu și cântărețul Iani are așa. Întotdeauna în fizionomie se ia după regula lui 3. Trebuie să urmărim 3 trăsături faciale specifice care să ne confirme acea predispoziție. Odată, inserția părului în formă de V arată că acea femeie, în cazul acesta, nu poate să rămână mult timp pentru că are o carismă aparte și întotdeauna atrage persoane de sex opus. Cu cât e V-ul acela mai adânc, se spune că este semnul venustian și atrage, fără să-și dorească neapărat, persoane de sex opus. Și întotdeauna bărbatul acelei femei cumva are de suferit în sensul în care ajunge, nu știu cum se întâmplă, să își găsească chiar un bărbat gelos sau posesiv. Se spunea despre Marilyn Monroe când ieșea pe stradă, altădată nu era recunoscută și altădată când așa cumva odată se scutura și dobândea o atitudine specifică a ei, toată lumea o recunoștea. Acea inserție a părului în formă de V este un semn sau un simbol al femeii care nu aparține unui singur bărbat. Dacă e să mă uit la tine mai atent, sunt 3 inserții specifice la oameni. În formă pătrățoasă sau pătrată, în V și rotundă. Tu ești și vopsită blondă acolo, dar e posibil ca puful să nu se vadă, dar văd că ești foarte decupată pe margine, deci tentativa este în formă de M sau V. Este o latură artistică. Adică implicarea în interiora ta este foarte profundă și adevărată. Doar că nu înseamnă că poți să iubești doar o singură dată în viață, că ar fi păcat, zic oamenii aceștia. Știi ce artistă mare sunt eu, sufletul? Eu sunt convinsă. Dar e nevoie să-ți găsești și artistul, știi? Și când doi oameni se întâlnesc, atunci chiar că există o mare profunzime. Doi la mână, analizăm și textura părului, dacă este firul de păr gros sau subțire. Acum, la modul general, oamenii care au firul de păr gros, ca și grosime, că există mai multe variații, sunt mult mai încăpățânați, mult mai rigizi, greu de înduplecat, da? Cu cât firul de păr este subțire, așa cum zic eu, ca ceaiul, suflă vântul, oricum strănuț, buclele se lasă, niciodată nu stă nimic, așa, cu atât mai multă sensibilitate există acea femeie, fie la nivel corporal, fie chiar și la nivel emoțional. Și atunci foarte ușor poate să cadă acea femeie în mrejele altui bărbat. Dacă mă uit la tine, firul tău de păr este mai gros, la tine este o încăpățânare. Dacă tu vrei, atunci se întâmplă, nu când vrea celălalt. Da? Aici sunt două lucruri care cât de cât se echilibrează, dar odată inserția în V e predispoziția către o latură emoțională deschisă, nu? Dar partea cealaltă alege ea pe cine vrea, nu celălalt vine și propune, nu, mai bine nu, mai bine tu acționezi. Este femeia de acțiune cu firul de păr gros, chiar se spune că e căpoasă, da? Dar are constituție fizică puternică și sănătatea la fel. Da, de exemplu, mă scuzați că vă întrerup. Era când eram mici, povestea aia cu vârtejul, câte vârteje ai în cap de atâtea ori te căsătorești? Acesta este deseori un mit. Mie îmi place să mă duc și să verific informația, dar pentru că nu am cum la femei să verific vârtejul, nu pot să confirm în cazul femeilor. În cazul bărbaților, eventual dacă există aici, știți că există vorba aceea că la unele stă părul la bărbați ca la mătură, așa, ridicat în sus, se spune că e mai afurisit sau mai rebel din fire. Și atunci e posibil ca acel bărbat să nu fie înduplecat într-o căsnicie și să se ducă. E de obicei relația aceea în care ea e jandarmul și el e hoțul, când bărbatul are vârtejul în cap și atunci trebuie să-l caute pe unde dispărut. Dacă știți, hoțul neprins, negustor cinstit, cam așa este în cazul acesta. Așa, legat de vârtej la femei, am să mă abțin pentru că nu-mi place să fac afirmații fără să le verific. Mai departe, am observat că la fel, după multe studii, că există foarte multe scrieri legate de fizionomie de peste 3000 de ani, dacă vor oamenii să studieze, este o, să numesc știință, ca să numesc așa, foarte veche, eu prefer să o spun cunoaștere. Ca a ști, și noi ne știm acum, dar nu ne cunoaștem. Când ne cunoaștem, înseamnă că ne-am dus mai departe și știm particularități. Femeile cu fruntea foarte înaltă, dacă se împarte fața în trei, da, de la inserția părului până între sprâncene, dintre sprâncene până sub nas și de sub nas până sub bărbie, deseori o să observăm că oamenii nu au cele 3 zone egale una cu cealaltă. Da? Există o predispoziție sau o zonă mult mai lungă și mai lată în același timp. În cazul femeilor care au fruntea mai înaltă, da, față de celelalte 2 zone, își găsesc sau foarte greu pot ele să își găsească un partener așa cum ele își doresc. Este un semn al singurătății sau al unei femei, dar și în cazul bărbaților, al unei femei care nu rămâne cu oricine, oricând și oricum. Preferă singurătatea decât într-o companie proastă.
cu vorba ei, decât într-o companie proastă, mai bine singură. Mai bine îți duce la o cafea singură, mai bine își face singur apartamentul, ei mai bine muncește singură decât ea să stea acolo după oricine, doar așa de dragul sau de amorul artei, dacă să o numim așa. În cazul Lidiei Fecior, observ că ea are prima zonă și a doua zonă lungi. Da? Asta înseamnă odată nevoia de cunoaștere în profunzime. Ea va dori să penetreze mintea acelui bărbat și dacă va dori vreodată să atragă pe un bărbat, va dori să-i penetreze psihicul. Atâta tot. Asta este un prim plan, dar asta e o latură ascunsă. Până nu intră acolo și bombardează și ultimul neuron care s-a gândit că n-o să cedeze, ea intră în mintea acelui om ca un adevărat chirurg. Asta și din cauza faptului că și a doua zonă este foarte lungă și asta e un semnul unui perfecționist. Caută perfecțiunea, dar nu perfecțiunea cum o înțelegem cu toții, ce este întotdeauna personalizată. Perfecțiunea mea. A ta, da. Corect. Cum ai înțeles tu, cum o vrei tu, cum ai considerat tu că este necesar. Nu este nimic rău, nu este nimic bun în asta neapărat, depinde de celălalt cu care tu te întâlnești și ce își dorește. Și acum, dacă este să facem așa un ansamblu, deja avem trei lucruri. Dacă firul de păr subțire, inserția părului în V și fruntea foarte înaltă și bombată, că există trei tipuri de frunți, înclinată, așa ca o pârtie deschisă când ne uităm din profil, acea frunte este tipic a unui afacerist. Deci omul acela sau acea femeie, clar, de la bun început va negocia poate și căsătoria sau relația, în general mai materialiști din fire. Dacă fruntea este dreaptă sau plată din profil, ca și cum s-a lovit de un zid că trebuie să fac așa, să o cer ca oamenii să-și dea seama că n-avem poate așa fotografii sau la îndemână, e, omul acela e foarte analitic sau acea femeie, parcă ar avea niște sertare în minte și va dori să facă contabilitate în casă, dacă e și act, cum se zice, la actul acela înainte să te căsătorești, când scap acum. Înțelegerea nupțială. Prenupțială. Da, prenupțială. Așa, asta era. Contractul prenupțial înainte să meargă mai departe, iar cea cu fruntea bombată este foarte creativă. În cazul Lidiei, feciorul are fruntea și bombată, dacă e să mă întorc, deci creativitate maximă. S-ar putea ca acel bărbat să nu țină pasul cu ea la câte idei interesante poate avea. Și atunci s-ar putea să fugă, pentru că nu are cum să țină pasul dacă e. Sau din contră să atragă așa de mulți bărbați, încât și-ar dori să fie ca ea. Și aici cred că este competiția cea mai mare, că și-ar dori să fie în general ca ea sau să o depășească, ca să simtă și acel bărbat o forță lângă ea și nu neapărat viceversa, dar depinde, pentru că astăzi se poate orice. Al treilea indiciu, dacă ne uităm, și am mai dat deseori exemplul acesta cu părintele Arsenie Boca, da? O să observăm că sunt persoane care au sprâncenele sau arcada foarte aproape de ochi. Adică e sprânceana și direct ochiul când deschizi. Și sunt persoane care li se vede arcada, de exemplu cum este la ea, foarte, foarte cărnoasă. Este semnul unui om ascetic în momentul când arcada și ochiul se întâlnesc. Nu există zona aceasta foarte cărnoasă. De exemplu, așa avea, cum am spus, și părintele Arsenie Boca. Este un semn al unui ascetic sau asceză sau singurătate. Sunt bărbați care au așa, este un semn, repet, va trebui... În special bărbații? În special mai des la bărbați se întâlnește, este o fizionomie tipic, cum am spus, masculină. Și atunci când apar la femei astfel de particularități, e posibil ca acea femeie să, are o doză, să aibă o doză de masculinitate, ori singură, ori singură, a doua oară, ori dacă tu vrei bine să ții pasul cu mine în, eu știu, munca mea, nu ești așa de îndreptată către o viață de familie, cu, de exemplu, exemplul acesta, casă, să mergem în parc, la grădinii, să facem concediu dată pe an, 7 zile e suficient, restul numai creștem copii. Ci din contră este femeia muncitoare, femeia de afaceri, da? E, în cazul femeilor, când această particularitate se întâlnește, adică fără arcada pronunțată, este o femeie mult mai dură, rigidă, rece, detașată și chiar tranșantă. Este iarăși un semnal singurătății, în cazul acela al singurătății. Chiar dacă se află într-o relație, e ca și cum ar fi singură. Poți să-i spui din start. Chiar dacă ești cu cineva, ești ca și cum ai fi singură. Nu există omul acela, pentru că te retragi în carapacea ta. În cazul Lidiei Feciorul, ea are arcada cărnoasă și încă extrem de cărnoasă. Când ne uităm la ea, asta înseamnă că e dornică să aibă o comunitate în casa ei. Copii, nepoți, părinții, soți, doi soți, trei soți și foștii, dacă se poate, toată lumea acolo, să sărbătorim ce a fost odată, da? Nu ne pasă acest lucru. Corect. În mod special, de ce să nu mergem mai departe, o să considere o astfel de femeie? Dacă am stat odată și am mâncat la aceeași masă, am putea face și adoră chiar dacă nu mai avem un act împreună. Dar am mai observat ca și întotdeauna extremele nu sunt bune pe chipul unui om, adică ceva așa atipic pe față. Spune ceva, dar în cazul acesta al acestei întrebări legat de căsătorie, extremele vorbesc multe și anume, sunt pe femei odată, natural au sprâncenele extrem de ridicate, așa. Nu că așa stau ele cu chipul, ci așa este sprânceana. Altele și le tatuează așa. Și aici mare atenție. Sunt cele care aspiră spre ceva, nu?
Își doresc, evident, că probabil au acel gen de arcadă, da, mai joasă, să-și ridice puțin privirea. Orice femeie și-ar dori să aibă o privire foarte deschisă. Mă rog, dar într-adevăr, sunt prea mult. Da, dar altă dată poți să-i pui echierul la una acolo și o să vezi că poți să-i trasezi, efectiv, 90 de grade. Este exagerat. Îi depășește fizionomia. Un bărbat când vede o astfel de femeie, fie că o are natural așa sprânceana, fie că o vede tatuată, oamenii empatizează și va simți cumva așa o răceală și o detașare. Și chiar se simte așa cumva un aer de aroganță? Da, tu ce mai vrei? Dacă până acum când îți dădeam o floare erai fericit, acum parcă așa, fie că ți-ai tatuat sau fie că ți-ai creionat extrem de înalte, arată detașarea. Acea femeie care are sprâncenele natural în cazul acesta foarte ridicate, ea are foarte multă toleranță, înghite, 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 rabdă, 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 dar după aia când ți le-a spus, tot singură, e ori totul, ori nimic.